Це Москва після Львова, цара Кристина. Санявий садат штірі порідали мілому білді горні колої, та є от загон темниця, де мене повинку складуть. Живьом стиснути Андріяшка, масівку та синя пити хатички, чого не суть вечора, то не сірка. Дічери морок, дом Нілор, вастрі, сини ми забовіться іча, та сини морді дуру в остру. Чим батринєську, чим викуто барба, то не лабрив. Чи сам фляясти скисорі, а м'яса на то спреду мені вастрі, де ладовну, амін. Чи син ту нумайку кам'єша. Фічору в остру поскрішел, на парінтелі м'єву ласпірідор. На тронні бажді сігурим віті, да баздат сам об'єтули Бету барбатина, стенный зачин темница, пин, но маленька Маша, шелманенька, ел маленька, но май лучше, подуть кто скрипит, я то лучше. В этой внешне, чем покуда барба плавала на лучше. Это же специальные дикими конференции, отвалы, час, дальше. Мы один с вами держали, да, но с вами цены, как бы, чем, как бы, так, Фінтру мені собов'язка в дитинській матері, що дорі пішли, мусили, як він дам на Марчелу. Și ce vorbim, mie îmi place să aud ce spun alții despre cărțile noastre, ca eu să fac o concluzie. Ne critică, ne laudă, apreciază munca editurii și, în primul rând, munca autoarei. Venind în pace, mă gândeam că Valeria Dascăl a avut o așa inspirație, pornind de pe aripa unui cântec despre cântecul care l-a interpretat doamna cu multe emoții, calul, pușca și nevasta. Și m-am gândit că toate cărțile Valeriei vin din amintiri. Prima carte care a apărut la editura noastră când ea era încă în Viena, Brad frumos cu amintiri, cred că a fost o metaforă simplă, dar frumoasă, că de atunci toate cărțile Valeriei, indiferent de ce tematică, ele vorbesc despre amintiri. Din trecut, din prezent și poate și din viitor. Ea vorbește despre personaje reale, unele sunt, adică numite prenumele lor, altele sunt editate numele adevărate, dar ea vorbește despre niște realități concrete, despre trăirile ei sau ale personajului respectiv. Această carte are o tentă care o deosebește de celelalte, cu excepția cărții care a apărut anul trecut și care se numește Caznele, adică este o tentă istorică mai vizibilă, pentru că și povestirile și unele novele ale ei se referă la anumite acte istorice. Această carte este deosebită prin faptul că ea a răsfoit nu numai literatura care este indicată la sfârșitul acestui volum, dar mult mai multă literatură pe care a răsfoit-o în aceste zile cât a scris această carte. Sunt lucruri interesante care până acum cel puțin n-au trezit interesul altor scriitori care să vadă aceste personaje, haideți să le zicem așa, calul, pușca și nevasta, în lumină istorică. Aduce foarte multe fragmente, citate din cărți, din letopsiețe, din spusele unor istorici, din spusele unor personaje care au trecut prin acele vremuri, prin adică anumite epoci istorice și ce semnifica atunci calul, cum era, adică cum a devenit și el personaj istoric alături de sau împreună în diferite, participând la diferite bătălii, la diferite lupte. Cred că este o carte interesantă și din punctul ăsta de vedere, pentru că de obicei se cercetează alte teme care
mă rog, la ordinea zilei, dar această carte te face să privești un pic altfel la istoria noastră. Valeria a descoperit pagini interesante care și această soare care a citit-o a unui tânăr din închisoare, care se vede și poziția lui și dragostea față de cei dragi, nostalgia și așa mai departe. Eu cred că ea merită să fie citită și poate scriitorii să privească anume din punctul de vedere al Valeriei Dascăl, care l-a avut ea. De ce anume, adică a preocupat-o anume această tematică, ce a vrut să vorbească prin aceasta. Adică ea scoate la iveală pagini noi din trecutul istoric al nostru, al domnitorilor noștri, al strămoșilor noștri, de fapt, care și-au făcut istoria și cu sabia și cu pușca, și-au apărat țara, au ținut la neamul lor. Și cred că noi trebuie să luăm exemplu și să nu ne rușinăm că suntem patrioți și că ne iubim patria, trebuie să o apărăm, poate prin alte feluri de bătălii, adică și cu cuvântul, nu numai cu armele, pentru că cuvântul este cea mai puternică armă. Poftiți, cine dorește să... Cine dați voi? Poftim, da. Vreau să vin mai aproape. Mai aproape de autoare. Da. Dați, vă rog, cartea aia. Da, da. Și pe asta, da. Mă numesc Vasile Bocarcea, sunt profesor de istorie din Anghei. Lucrez la Muzeul de Istorie și Etnografie. În primul rând, eu sunt dispus de bucuros că am așa ocazie să particip la așa evenimente de lansarea unei cărți foarte interesante, după cum s-a rezultat aici și cum este și realitate, Calul, Pușca și Nevasta. Vreau să spun că noi această carte, Calul, Pușca și Nevasta, am făcut prima lansare la Cluj-Napoca, în cadrul Ligii Scriitorilor Români. La noi, la Orhei, activează filiala Orhei a Ligii Scriitorilor Români, președinte al căruia sunt în ușa, da, e Vasile Bocarcea. Și ori nici nu ajunge la așa ceva, așa organizație. El e mult mai departe, ca steaua. Păi nu l-am bătat eu, dragi, părinte rău, nu l-am bătat. Părinte rău. Și nici n-a să-l bătat.